Pace! Sună mai bine, mulțumesc foarte mult! Dați-mi voie, înainte de a intra în tema conferinței, să-mi descarc, cum să spun, sacul meu interior, emoțional. Și trebuie, în primul rând, să vă mulțumesc din toată inima mea. Plec mult mai bogat decât am venit. Nu exagerez. Pe lângă toate bogățile care am copii, nepoții, sunt cel mai bucuros că am adoptat câțiva copii de la voi de la biserică. Am cerut opinia soției mele, dragi, de acord? Ca pe Alin și Florina să adoptăm, dacă biserica e de acord, e bine. Le mulțumesc mult, I am făcut geloși că mai am câțiva prin sală. Dragilor, nu știu ce se întâmplă cu voi și cu mine, probabil, sunteți o biserică binecuvântată. Duhul sunt peste voi, aveți suflete calde și pentru mine a fost cea mai minunată conferință la București. <laughs> mulțumesc mult de tot, mulțumesc Alin și îmi place, mă simt bine aici, ceea ce se face la dumneavoastră. Mă gândeam aseară până să dorm. Citesc cărți foarte interesante în domeniul consilierii creștine și sunt câțiva somități pe care eu le admir. Citesc cărțile Collins, dacă ați auzit despre el, un om formidabil. El spunea printre altele un lucru extrem de important, recomand studenților, cursaților care, cu care noi ne întâlnim și instruim, el pune foarte mult accent pe consilierea preventivă, cred că știți ceea ce, e. adică foarte greu să tratezi persoanele care trec prin traume durere, mai ales în cadrul familiilor, e mult mai bine să-i previi și asta e foarte fain. O excepție pe care am făcut-o, mi-asum, it's mai culpa, vina mea, ok? Că n-am spus lui Alin să vine și cei căsătoriți ieri, dar e bine că ați venit azi. Nu vă supărați mâna sus câți necăsătoriți avem aici. Unu, doi, trei, știu că cei de acolo, de la sunet, bun, alții. Vreau să vă zic o problemă, că pentru voi e mult mai bine decât pentru noi cei căsătoriți. Poate veți spune de ce. Stând pe scaun, mai multe să aminti o întâmplare, un profesor de muzică a primit solicitarea de la două persoane care aveau nevoie, voiau să cânte la diferite instrumente. Unul nu știa muzică, așa după ureche, la fel ca mine. Celălalt nu știa muzică deloc. La final, când au negociat prețurile, domnul profesor spune așa, pe dumneavoastră. Copilul care știe puțină muzică, hai să spunem în banii noștri, îl costă la vreo 200, uh, cât să fie, uh, 2, milioane, 2, 2 milioane, da? Ok. Al dumneavoastră care nu știe deloc muzică, mai puțin. Omul a fost nemulțumit și a zis, dar nu sunteți drept, nu sunteți corect. Adică, al meu știe muzică și luați mai mult, și ăla nu știe muzică, luați mai puțin. Și a spus, domnule, știi care este ideea? cu adumitale muncesc dublu, să-l învăț, să-l dezvăț cum am învățat greșit și apoi să-l învăț corect, pe când pentru asta nu știi muzică, învăț direct corect. Ați înțeles despre ce vorba? Și rog mult, știu că Biserica Protector face consiliere premaritală, o recomand tuturor bisericilor și mă bucur că ceea ce se face aici în cadrul Bisericii Protector, eu mă simt protejat și binecuvântat de Domnul e minunat. Ceea ce facem, aceasta este. Dragilor, cum spunea și Alin, trecem prin momente destul de grele pentru Biserica lui Hristos și pe aceeași linie, cum spuneam ieri, dați-mi voie să pun și familia. Familia și biserica. Vă rog să puneți semnul egal. Aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu, aceleași pericole pe care diavolul le are, pentru că așa cum s-a întâmplat în Eden, s-a întâmplat și se întâmplă totdeauna. Dumnezeu a creat pe Adam pe Eva, am refăcut puțin slide-urile, PowerPoint-ul, pentru că vreau să mai arăt ceva interesant scopul lui Dumnezeu în cuplu și ați văzut că deavolul a țintit familia. De atunci, șase de ani și în continuu țintește familia ta, familia mea și familiile noastre. Și mult mai bine să previi. Haideți să-mi permiteți eu ce am primit un apel de la cineva, cadru creștin cum lovește cel rău și cât de greu este să dai ajutor unor persoane. Dați-mi voi, l-am intitulat Strigă Disperat. Sunt, vă cer ajutor. După moartea soției mele am căzut cât se poate de jos. Nu sunt vindecat. Am trecut deja prin două divorțuri. Femeie nepocăită. Și cu toate că știu ce trebuie să fac, nu mai pot. Vă rog, ajutați-mă. Sunteți singurul în care am încredere. Găsiți-mă modalitatea de a mă consilia, de a mă ajuta să revin. Vă implor. Cuvântul de la urmă m-a determinat să îl rog să mă... începem să-l ajutăm. Prima mea întrebare a fost aceasta, dragilor. M-am întâlnit cu ea, m-am întâlnit cu el și prima mea întrebare a fost, acum s-a recăsătorit, e bine, am vorbit cu dumnea ei, ce frumos! El a fost creștin, a făcut școală de teologie, ascultați-mă bine, dracul nu se uită dacă ai teologie sau nu. Nu se uită că de mult știu din Biblie și știm, dracul te țintește oricând oricând. Nimeni din voi nici familia mea nu este scutită de ispite, de încercări și de probleme. Sorry pentru cei care ți-a lipsit ieri, dar vă, vă veți uita pe uh, YouTube și veți găsi conferința. Am vorbit de toate ispitele la care suntem expuși și vreau să spun că prima întrebare, Doamne, i-am spus dacă vrea să fie vindecată. Sigur că omul, fratele, dați-mi voi să-l numesc așa, pentru că foarte mulți dintre noi mergem pe ideea că cei căzuți nu mai sunt frații noștri. Rog biserica protector, nu considerați așa. David era în mocirlă, ok? Și este zice, strict, Doamne, te chem, ajută-mă. Și Dumnezeu se coboară, mă înțelegeți? Ăsta e Dumnezeul nostru. Se coboară în mocirlă și ridică, Dumnezeu nu se murdărește. Și l-a ridicat, amin. Nu există familie pe care Dumnezeu să, să ne salveze. Divorțul nu este o soluție. Divorțul complică problemele. Am vorbit ieri, repet, dați-mi voi o scurtă recapitulare. De ce Dumnezeu urăște divorțul? Pentru că el a făcut familia și a unit-o, ok? Pentru că Dumnezeu știe care sunt consecințele tragice. Suferă acea soție copiilor, suferă acel soț copiilor, suferă părinții fetei, suferă, sufer părinții, apoi bisericile, este adevărat oameni buni. Și de acolo asta țintește printr-o familie, nu lovește doar în, în familie, de acord sunteți cu mine, că lovește și în biserică și ne doare. Tocmai asta facem, vrem să lucrăm la prevenție, cum să faci să nu ajungi. Acolo, scurt pentru voi care n-ați fost ieri, am văzut, am nevoie de voi, spuneam, ieri vă spun și azi, conferința și de ieri de azi este una interactivă, înțelegeți? Poate puțin obișnuit, adică vorbiți și eu, dar vorbiți și dumneavoastră, dar numai ce vă întreb eu, bine? Mulțumesc foarte mult, pentru că am întrebări la care să gândiți împreună cu mine, să fim familii biblice, asta dorește Domnul. Uh, vreau să întreb pe cine a fost ieri, cu voce tare să ne spună, care este tema centrală a cărții cântarea cântărului. No, Scuzați-mă de întrebarea. Acum sunteți adunarea Biserica Plină. Câți din cei prezenți aici ați citit cel puțin odată ca familie cartea cântarea cântărilor. Mulțumesc! Da, nu, 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 de joi încoace! No, 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 no. Până săptămâna trecută v-am rugat eu prin fratele Alin. Cât ați citit cântarea cântărilor? Mulțumesc, mulțumesc! Fiți binecuvântați! Ok? Mi se pare cea mai frumoasă carte pentru cupluri. E pusă la mijlocul Bibliei. Ați observat asta? E căsătoria la pătrat. Cântarea cântărilor pentru el și pentru ea. Una în Hristos. Amin. Aleluia. Care este tema, firul roșu al acestei cărți? Întreb pe cei care ați fost ieri. Scuze, mi-ați uitat de ieri, nu se poate. Dragostea, o flacără a Domnului. Înțelegem? Dragostea în cuplu este flacăra Domnului. Dacă ai înțeles, e bine, dacă nu, nu e bine. Că dragostea poate, știți, agape, dragostea care se jertfește. Dacă nu mergi pe dragoste, fileau, te iubesc pentru că mă iubești. Dacă nu mergi pe aia storge, dacă nu mergi pe cealaltă, înțelegeți voi, eros. Și cei mai mulți, scuzați-mă și în cadrul creștin, merg pe această dragoste. Și dați-mi voi că nu mai am nicio jenă. Să vă spun că această ultimă parte, dragostea intimă, eros dacă vreți, este cireașa de pe tort a unei familii creștine în unitate. Dar să revenim, pentru că am vrut să rezum și să fac niște semne de carte, ne a mai rămas și pentru voi care n-ați fost ieri. Aici aveți Câteva afirmații pe care vreau să le citesc. Prima este cea din cântarea cântărilor: apele cele mari nu pot stinge dragostea. Și râurile nu poate neca. Adică, ce vrea să spună? Nu există necazul, nu există probleme în viața ta de cuplu ca să-ți înnece acea, să stingă această dragoste. Mi-a plăcut ieri, nu știu, cine a fost aici în față. Carne, nu știu, tu erai cu soț. Așa, mulțumesc, m-am îndrăgostit și de ei, un cuplu minunat, fie binecuvântat. Am aici o soră, o numesc sora Miere, o să vină vremea și dumneai ei să-i spună, atât e de frumos, nu știu, m-ați îmbogățit, serios. Înțelegeți? Nu poate să înneci, ne cufundăm uneori. Pentru voi care n-ați fost, iar vreau să mă repet, dar să nu din timp, că mă suna băiatul meu vreo 10 ani sărbătoream cu iubita mea 40 de ani pe atunci de căsnicie. Nu-i se crește, urmează să vă spun. Anul acesta, în iunie, cu ajutorul Domnului, avem Nunta de Aur. Aleluia. E cea mai frumoasă perioada din viața de cuplu. Aia cu luna de miere, dragostea se măsoară la Nunta de Aur vă rog să nu uitați, da? Și au trecut valuri peste noi. De-aia mi-am dat seama de realitatea acestei cărți. Și mă sunase băiatul, pe atunci era în Spania, chiar în ziua în care eram cu familia, de o familie pecate, cei lanți, zice, tata, ce faci? Zic, puiule, ce să fac? Sunt cu mama, cu iubita mea, suntem aici, la masă. Dar ce faceți? Păi nu știi, sărbătorim 40 de ani. Zic, auzi, dragul tată, tata, știi cum au trecut? Cum, tata? Zic, ca 10 minute. Și cum ca 10 minute? Ca 10 minute sub apă. Mă înțelegeți? Asta e viața pocăitului. Și ia, își costumul de scafandru, este? Și chiar dacă vin valuri, chiar dacă vin furtuni, știm să mergem și sub apă. Și când ești de acolo, ești mai puternic, ești mai experimentat. Și nu este eșec în viața de familie, oameni buni. Toate situațiile de eșec le numim noi. Sunt profesorii cei mai buni ai noștri. Și dacă înveți, ești cel mai deștept om și cea mai deșteptă femeie. E tot aici spune așa. Acum, care este secretul? Aici îl aveți pe, se Semn, Nici o familie, vă rog să țineți minte, nu poate deveni puternică dacă nu a învățat să fie biblică. Amin? Amin? Pentru ca familia ta să supraviețuiască și chiar să aibă succes, trebuie să abordezi o trăire cât se poate de biblică, aprofundând cunoașterea lui Dumnezeu și a celor ce formează familia. Întreb cuplurile, măi, cât timp stați voi până la nuntă? Păi zice un an, doi, dar de ce așa mult? Păi frate Nero, să ne cunoaștem, că man, eu cu soția mă nu iau regula asta pentru toți. Am început undeva, nu știu, în septembrie, deja prin martie-aprilie, logona, ok, dar nu mai sunt timpuri alea, sunt puțin mai încolo. Înțelegeți ideea pe care vreau să o lansez. Rog pentru tineri, foarte important, înainte de a-ți cunoaște partenerul, am o rugăminte la tine și la voi și la toți care ne urmăresc. Cunoaște-L pe Domnul. Dacă nu-L cunoști pe Domnul și dacă nici tu să nu-L cunoști, ce se întâmplă în viața de cuplu? Cunoașterea de Domnul este și secretul înțelepciunii. Și, dragilor, vedeți ce înseamnă încercările în cuplu? Nu, deavolul ne ispitește, ne țintește, normal. Nu vă speriați unii așa se sperie, cineva mi-a spus, frate Nelu, oh, suntem gata, se scufundă o corabia căminului nostru, zic, aleluia. Ha, frate Nelu, cum spui treaba asta? Păi mai copiii, câtă vreme noi nu suntem pe finish cu putere și dele noastre, e, știți voi bine că la salva Maria ăia, că nu te salvează când lupți tu cu valul, știți, da? Știți că te lasă până îți cam slăbesc puterile și atunci intervine ca nu cumva, să-l atrași pe el. Înțelegeți? Noi nu curcăm pe Domnul uneori. Mă înțelegeți? Încercăm să ne schimbăm partenerul, pe soț, pe soție. Faceți mai mult rău decât bine. Schimbă-te pe tine și apoi pe ceilalți. Următorul lucru pe care vreau să. Uh, îl, vedeți, astăzi intrăm deja. Ne am sorry pentru cei care au spus, sigur, ne trecem încozi, dar nu mai ne întoarcem înapoi. Am vorbit cel mai mult în cântarea cântărilor cele patru anotimpuri ale căsnicii, iarna căsnicii, doar vă citesc scurt. Relațiile aflate în sunt dificile, distante, trec repede că vreți să aveți semnul de carte. Anotimpul primăverii este perioada, știți foarte bine, semănatului. Când semănați voi aici? Toamna, vara, când? Primăvara. În cuplu semănam și eu și soția mea primăvara căsniciei, momentele în care semănăm. Și acum ascultați-mă bine, oameni buni, ce semeni aceia cu Semeni o vorbă bună, o să vedeți la anul timpul toamnei. Ce este O vorbă bună. Semeni iubire, ce ai să semn? Hai că deja am intrat, da? Dar nu uitați, asta este anotimpul semănatului, vara căsniciei. Știți cum l-am numit? Anotimpul fierbinte ia. Doamne, te rugăm, dă-ne nouă acest anotim fierbinte în cuplu totdeauna și suntem așa de sfinți și stăruim în rugăciune, Eu nu vă zic, nu stăruiți, dar stăruiți degeaba dacă vă rugați, dar Doamne, fă căsnicia noastră mai fierbinte, s-a răcit soțul, s-a răcit soția, spunea ieri, vă spun și vă astăzi, știți care e răspunsul meu? Vă rog să-mi răspundeți cei care n-ați fost ieri, cine s-a căsătorit cu soția ta, Dumnezeu sau tu? Spuneți. amin. Cine s-a căsătorit cu soțul tău? Dumnezeu sau tu? Ah, deci Dumnezeu spune: Lasă-mă pe mine să te ajut pe tine să o iubești pe iubita ta până la capăt. Lasă-mă pe mine să-ți dau putere. Asta e altceva. Doamne, fă tu. și eu ce să mai fac? O să vedeți imediat că vorbesc și de relații. Mi-am lucrat puțin la slide-uri ca să mă pot încadra, să vorbesc și de relații în familie. Nu putem să nu vorbim de ele, că până la urmă asta este condiția existenței noastre și a fericirii în cuplu. E, trecem la astăzi, o să vorbim, dacă spune de perioada ferbinte, știți care e condiția. Aveți cântarea cântără 2.17, prindeți-ne vulpile cele mici, care strică ce? Viile în floare, vă spun și dumneavoastră, la Evrei, când Solomon scrie cartea, vulpile mici, așa dat Dumnezeu înțelepciunos ale noastre. Ele merg la rădăcina viței de vie, știu, sunt deștepte și mănâncă rădăcina. Și ce se întâmplă cu vița? Am o rugăminte pentru voi. Rezolvați problemele din rădăcină. Înțelegeți? Noi încercăm așa. Să rezolvăm simptomele și diagnosticul. Te duci la medic, te doare capul, săptămână, două lună, poate e o problemă cronică și tot e pastile. Eu mai au profen, mai știu ce de speciale. Și dacă mă tot doare capul, domnul doctor a venit că mă doare capul de o, de o lună. Ce spune medicul? Stai puțin să facem investigații. Nu durerea de cap e problema. Ce cauzează durerea de cap? Așa este? Ce cauzează? Ce cauzează conflictele? ce cauzează aceste probleme. Și atunci noi trebuie să venim la ce spune cuvântul Domnului. Smulgerea buruienilor din viața noastră de familie înseamnă munca mea, în dreptul meu, nu intrați în grădina partenerului, bine? Așa de repede mergem în grădina partenerului, așa ne pricepe să smulgem buruienele de acolo, înțelegi? Nu, nu, nu. Eu în grădina mea smul buruienele, iubita mea din grădina ei și o să vedeți că împreună formăm grădina Eden. Adam, Eva împreună în grădina în răcoare zilei cu Dumnezeu. Și în ideea lui Solomon, în cântarea cântării, sunt vulpile mici. Și vă rog să spuneți și dumneavoastră azi, lucrurile mari fac pagube în viața noastră, ne certăm în familie și în biserici, și în biserici dar în biserici nu ne certăm, nu? Îmi permite să spun unele din secrete în domeniul acesta. Am constatat, dumneavoastră mă puteți corecta, eu nu mă supăr dacă mă corectați. Că cei care au conflicte în familie, iertați-mă, fac conflicte și în biserici. Nu știu dacă zic bine. Nu te mai certa în familie și nu mai te cerți în biserică. Dar dacă tu te ceri și acumulezi în tine o sumă de de lucruri, biserica e locul în care fiecare avea dreptul să spune ceva. Și vorbeam de comunicare iar. Și atunci trebuie să comunicăm și -o dăm afară din noi tot. Este bine, avem de mulți de noi. E, astăzi vom trece cu ajutorul Domnului, dăm drumul la prezentare, o să primiți și semne de carte. Astăzi vreau să trecem la toamna căsniciei. Și spuneam ieri, repede și azi, am avut experiențe în viața mea cu iubita mea, când într-o singură zi am trecut prin toate patru anul timpuri. Am simțit că ne răcim unul față de alții. Ascultați-mă bine, e bună asta. E bun asta. E un semnal, un LED care se aprinde ca la mașină, că dacă n-ai grijă să completezi apa la motor, știți bine ce se întâmplă. Și doamne, știu acum. Zici, ora, ai mașină, conduci. Ce se întâmplă? crapa motorul. Așa ai? Și atunci ce faci? Și asta e foarte important să învățăm. Și am văzut că începem să ne răcim. Intrasem într-o perioadă glaciară pentru câteva ore. Ce se întâmplă? Nu stați cu mâna azi. Doamne Iisus, îndură-te de noi! Nu! încercați să topiți gheața dintre voi. Și cum simplu seamănă un cuvânt frumos. Iubita, mulțumesc Alin, ai fost formidabil. Ascultați păstorul vostru dacă a practicat. Înseamnă că toți putem să facem. Amin. Și spuneam, de ce îmi place frumusețea cărții? N-ai niciun cuvânt de jignire, nu există cuvinte de jignire. Cuvinte care să rănească și asta e atât de fain pentru noi. Începeți. Și atunci am spus vorbe frumoase. M-am dus repede și am cumpărat și flori. Deschide ușa. <laughs> Știu de ce a venit. Te iubesc, iubita. Vorba mea m-a ținut, era încălcat pe bec. Dar te iubesc. Interesant, într-o zi s-a rezolvat problemele. E greu? Spuneți-mi voi. Teoretic nu. <laughs> Dar practic? Deci puneți în practic acest timp. Să vedeți minuni care se întâmplă. Haideți să vedeți ce însemnează anotimpul căsniciei, anotimpul toamna căsniciei. Toamna duce cu ea schimbări nedorite, nesiguranță, șovăială cu care se confruntă toate cuplurile în această perioadă a căznicelor. Întreb ceea ce am întrebat, iar cei care ați fost, nu răspundeți. Acum, din cei care ați venit azi, cine n-a avut conflicte în viața de cuplu? Asta lipsește familia asta. Îmi dați voi să vă spun ceva? Poate n-ați auzit. Sunteți familii biblice. Vă uitați la mine așa. Sunteți familii biblice. Arătați-mi o familie în Biblie care n-a avut conflicte. un o care am observat într-un noi pocăiții și ne încărcăm cu vinovăția, aici lucrăm noi și în consiliere. Cât poartă niște culpabilități false, știți ce sunt. Le-am semănat tata, eu, noi suntem produsul mediului în care creștem, știți ce vreau să spun. Părinții, școala, vă dați seama câți factori sunt care ne modelează? Foarte mulți factori. Și trebuie să fim foarte atenți. De ce vă spun la problema aceasta a conflictelor. Acum, mulți trăim cu ideea că dacă Isus este între noi în familie, nu trebuie să ne certăm. Voi ce ziceți? În biserică, dacă Isus, nu trebuie să... Și deja copilul vostru, eu și mulți creștini, și frate, nu l ai pe Iisus, tu n-ai Duhul Sfânt, de ce? Păi te mai cert. Acum voi ce ziceți? Vă rog, hai să obțină verificare teologică. Totdeauna, vă rog ceva, vorbeam cu frații mei dragi, flori și Valentin, v-am învățat numele, fiți binecuvântați. Noi de multe ori ce auzim nu mai verificăm cu Biblia, mă înțelegeți? Luăm de bun, ori ne culpabilizăm, ori ne ducem undeva în al treilea cer în Spuneți-mi dacă ne certăm oare, mai suntem familii biblice, dacă Iisus e între noi și cu noi, ne mai certăm? Atunci iarăși ați înțeles bine. Dar noi spunem copilului, mă, copii, nu vă certați că Domnul Iisus nu mai e cu voi. Și săraci? spuneți voi, Iisus era cu ucenici, așa -i? Pe plan fizic, pe plan fizic, se certau băieții ăștia. <laughs> Care să fie mai mare? Asta e și în cuplu, înțelegeți voi? Și în toate domeniile. Mi-e place metoda cristică, asta e consilierea biblică, cristocentrică, focalizată pe Hristos. Voi vedeți că Iisus nu trece și pedepsește? Voi vedeți că Domnul Iisus nu îi mustră aspru? Le dă exemple atât de frumoase. Ce fain, ce fain. De asta am spus, e ceva normal. Și intrăm în toamna aceasta, foarte mult depinde de ceea ce ai semănat. Ok? Și atunci trebuie să verifici. Haideți să vă citesc ceva. Sigur că în cântarea cântărilor, mă uitam să aleg niște texte faine, frumoase, dați-mi voi să le citesc. Acum deschideți Biblia sau uitați-vă pe ecran la cântarea cântărilor. Ne citim de la capitolul 4. He, a citit și Aline ceva pentru Florinica, frumos completează, pune la index Florin. Și, uh, Florin. Eu tot așa zic, Florin și cu Alina. Înțelegeți? Da, mergeam, amândoi sunt una. <laughs> Ia, uitați-vă. Și să-i spui soției tale, nu contează. 50 de ani de cuplu. Uneori soția zice, dar ce tot mă lauze așa? Păi, dar tu ce vrei să fac? Normal. Și uitați-vă la 4 versetul 9. Mi-ai răpit inima. Soromireasul. Mi-a răpit inima numai cu o privire. Spuneam de azi, contact, țineți minte, ieri. Cum te uiți la soțul tău? Cum te uiți la soția ta? Răpește inima din nou, recucerește-l! Recucerește-o din nou! Cum te uiți la ea? Cu acei ochi frumoși când ai făcut curte, cu ce ochi mai? Uită-te cu ochi frumoși. Mai departe, iată ce spune el. Lipici în dezmerdările tale, soromireasă, dezmerdările tale prețuiesc mai mult decât vinul. A! Ce înseamnă asta? Știți că el avea multe vii, așa, -i? și el mai trecea pe acolo, că na, ai vin, faci, vin, și la un moment dat el se da seama, bă, ce fac eu? Eu irosesc timpul pe acolo, în loc să vin să mă dezmerg din de nevasta. Păi normal că dacă tu nu stai acasă lângă soția ta, sunt ocupat, busy all the day, ocupat toată ziua. Dacă tu ești ocupat de dimineață până seara și a, a, vă dau ceva să înțelegeți, un cuplu care primi la Domnului a trebuit să lucrezi cu ei, ea avea o depresie, de ordine psihic, înțelegeți, depresie și postnatală și alte, iar el drăguțul a zis că nu are depresie. Dar el de dimineață de la șapte Până seara la noi lucra. Și asta a spus toți, frate, Nelu, ce să fac cu el? Păi zic, voi realizați că sunteți doi traumatizați, răniți cum? Tu ai depresie? Dar și el are depresie. Se cheamă work mania. Lucrează, lucrează. Păi de unde să știi dezmerdăre soției tale? Dacă tu toată ziua stai la muncă. Toată ziua afară. Ea încearcă să fie. Și să spui, am și eu nevoie de desmierdările tale. Vedeți reciprocitate. Mai departe, ce cuvinte folosești, că am vorbit ter de cuvinte? Miere, picură de pe buzele tale, mireasul. În privința mea, stați de vorbă voi foarte bine cu Florin, cred că zici bine, cu Florin și cu iubita ta, da? Este soția miere. Nu vă mai pun acum, iertați-mă că răpestim, dar mi fi plăcut foarte mult. Auziți când vorbești, se curgă miere. Wow, Nu-i fantastic? cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă, nu poți să dai ceva decât ce ai în inimă. Este, dragii mei, ce frumos. Știți cum le formați? Vă spun, uitați, asta este mierea. Credeți? Un proroc în Vechiul Testament a avut o viziune clară, nu din alea așa. Am văzut un om cu o carte în mână și ce mi-a zis? Mănâncă cartea aceasta. Ascultați-mă bine, dacă nu o mâncați, nu o să avem miere. De în multe familii sunt cuvinte jignitoare, cuvinte care rănesc și duc la despărțire. Pentru că nu ai mâncat cuvântul Domnului, doar să-l asculți. Și drept ce spune la început, cum era? Amar. Dar când l-am înghițit asta, a fost cum? Aleluia! Ca mierea! Uite așa devii o soră dulce, un soț dulce, o soție dulce și nu. Și atunci nu vorbim de divorț. Atunci nu vorbim ce rău -i la noi în biserică. Eu vreau să cred că nu m-ați păcălit. Adică așa de bine mă simt la voi și văd o familie cum e. <laughs> ok, mai vin pe la voi că mă atrage, sunteți formidabili. Dar plecați din familie, vedeți? Mergem mai departe, ce frumos! Avem limbajele dragoste, i-am spus aici, mai departe. Ești o grădină închisă, soro mireasă, un izvor închis, o fântână pecetruită, ce înseamnă? Eu, puneți întrebări textului Biblie, bine, cu ajutorul Ducului Sfânt. Știați până astăzi, familia este o fântână pecetruită. Familia este o grădină pecetruită. În moment ce v-ați căsătorit, pe vă Asta spune Biblia. Încearcă mama soacră să intre pe acolo. Să mami, I'm sorry, dar vorbiți românește, că poate ea nu știe. Mama, îmi pare rău. Aici e grădina pecetuită. Nu-i decât eu, o să vedeți imediat, soția mea dragă și Dumnezeu. Dar e un sfat bun, ok, barca. Nu, no, I'm sorry. Înțelegem, da? O fântână pecetuită și fiți atenți, chiar acum de dimineață, Doamne, cât de ori sunt în când citesc Biblia, nu știu voi. Stăteam pe scaun și uitați-vă, și-a spus, am studiat cântarea cântărilor. Doamne, de ce n-am văzut atunci? Uitați-vă la versetul 13. Odraslele tale ce sunt? Grădină de rodie. Cu cele mai se rodie, adică cine sunt odraslele? Mulțumesc! Păi normal! Eu, soția și copiii mei, ați observat în psalmul 128, ferice de omul care se teme de Domnul. 1. El găsește o soție care se teme de Domnul. Doi, suntem cuplu. Fiți atenți ce urmează. După aceea spune așa, copiii tăi stau în jurul mesei tale. Deci eu cu soția prima generație. Copiii mei sunt a doua generație. Wow, ce frumos! Și a treia generație, zice cuvântul Domnului, să te binecuvinteze Domnul să vezi pe cine? Pe copiii, copiilor tăi, aleluia! Dar cu ce începe? Nu doar cu rugăciune. Fi bărbatul care se teme de Domnul. Fi soțul care se teme de Domnul. Fi soția care se teme de Domnul. Și copiii tăi. Amin. Și apoi, vedeți ce urmează? Ați văzut Psalmul 128? Ce repede trecem noi prin Biblie. Și acum spune așa. Știi ce spune? Domnul să binecuvinteze Ierusalimul. Asta e cetatea în care vă găsiți și pacea să fie peste Israel. Formidabil! Formidabil! Familia mea, copiii mei dragi, nepoții mei, binecuvântată cetatea București, binecuvântată România, oameni buni, asta e soluția biblică la ieșirea din toate crizele în care am intrat. Înțelegem? Diavolul aprofundează crizele, Biblia ne dă soluții. Bun, mergem mai departe. Uitați-vă și la 15 o fântână din grădin, un izvor de apă vin, la întâmplare. Cum să fie casa ta izvor de apă? simplu! Voi sunteți penticostali, dar biblici, de asta îmi place ei. Sunteți biblici, glorie Domnului. În ziua cea mare a prasnicului, spune cuvântul, Iisus a tot în picioare și a zis, cine tează să vine la mine și vă da apa vieții și din inima lui, ce va curge? Amărăciune! Wow! Vorbea despre ce? Ducul Sfânt care avea să-l primească. Păi oameni buni, dacă ești botezat cu Ducul Sfânt, am sorry. Din tine, tu ești un izvor de apă vie. Hai să vă zic ceva, îmi pică ceva, tot îmi răpesc eu timp cu astea, dar e foarte interesantă. Un frate păstor îmi povestește o chestie, asta îmi place iarăși la voi, că vin binețele în față, ne rugăm pentru ei. Și primește în la pupitru acolo, un bilet pe care o soră spune așa, ascultați, vă redau cuvintele lui, frate, vă rog, spuneți biserica și mă rugați-vă pentru mine, dar în special pentru soțul meu. Ascultați, teoria, vedeți, nu mergeți pe teorii, vă rog frumos, că dacă te-a cu Duhul Sfânt, se vede botezul cu Duhul Sfânt, ok? Și el scrie așa, soțul meu e bun, a fost botezat cu Duhul Sfânt, dar astăzi mi-a dat un pumn. Ăsta, <laughs> da, botez cu Duhul Sfânt. <laughs> dar păstorul, un om înțelept al Domnului, știți ce mi-a plăcut la el? Când citește, zice, auziți, i-a dat, el e botezat, i-a dat un pumn, dar ce o fi dar cred că nu i-a fost botezat pumnul. Răspuns de nota 10. Așa este? Ți-a fost botezată limba? Ființa, râuri de apă vie. Și acum știți ce mă a uimit pe mine? Ce curaj are Solomon să scrie și te rog să pui acolo pe ecran că de asta vorbim acum. Observați ce am spus. Vin furtuni. Toamna, asta e vremea furtunilor. Dar dacă ați semănat bine, dacă avem zona fierbinte, Toamna e frumoasă. Auzi ce spune la 16? Scoală-te crivățule, fai ce interes. Ce curaj! Vino, Vânturile de mea zis, suflați peste grădina mea, dar e pe e Dumnezeu acolo, e Hristos acolo. Și ce iese de acolo? Ce ies? Mirosurile din ea. Preubitul meu intră în grădina mea și mănâncă din roadele alese. Mă îngăduiți mi un sfat, știu că Alin vă dă. Rog mult și cred că nu mă veți, sunt fratele vostru drag. Căutați mai întâi rodul Duhului Sfânt. Bine? Că poți să-mi dai mie, soră, nu, Florina face mâncare bună și face curată, dar poți să ne mâncarea cea mai bună. Dar dacă va sui mult, dar așa că poftă de mâncare. No way. Dumnezeu, întâi aveți ca roți sfințiria și apoi, dar rodul Duhului Sfânt formează caracterul. Și acum vedeți ce spune cuvântul Domnului? Să picure mirosul de aia când bate vântul. Știți de ce vin furtunile? Știți cine poate să-mi spună? Domnul le trimite uneori. Ne simțim bine? Nu prea. Dar Domnul trimite furtuni în găduie se iasă mirosurile de acolo. Ce mirosuri ies? Acum, vă știți mai bine, eu am crescut la țară pe vremea când creșteau animale unii. Și gunoi știți unde le depozit Nu era ca acum să vină ăștia de la garbici să-ți ceam... Le depozitam în spatele grădinii. Măi, oameni buni. Treceam pe acolo, erau zeci de metri. Puh, așa făceam bătea vântul, tu ce am mirosul ăla de mizerie. Interesant că undeva în altă parte a comunei mele era o grădină de crini. Mamă, și că m-am apropiat de la distanță, zic, aici stau, că îmi place. Voi înțelegeți ce înseamnă furtunile? De ce vin? Nu înțeleg, fratele, de ce am furtuni. Sunt normale. Aleluia! Ele vin, dar ce este de acolo? Dacă e Hristos acolo, hai să trecem la prezentare. Observați, cu ajutorul Bibliei experiențele vei învăța cum să navighezi în acest anul furtunos, cum să plantezi semințele speranței greu de toamnă, da? Greu de toamnă, greu de iarnă, primăvara încolțește. Să eviți vântul amenețătoare al iernii. Și uitați, v-am dat textul. Mergem mai departe, o să trecem repede peste aceste slide-uri. Că azi vreau să ne focalizăm și pe relații, Alin m a mai dat o jumătate de oră de har, 12 jumate, dacă rins, dacă nu, opresc. observați principiul, aplicați-l vă lor la viața de cuplu. Ce seamănă omul? Credeți-mă, sunt legi care le-a pus Dumnezeu. Vorbeam de legea gravitației, voi credeți în ea, nu? Dar vă credeți și minune. Este? Și eu cred că dacă mă arunc de pe acoperișul casei, am un Dumnezeu minunat, extraordinar, și mă arunc sau Doamne, ca zic, Doamne, cad! Ajută-mă să ajung înapoi sus! Legea gravitației ce îmi spune? Nu pot să mai cum! Legea semănatului seceratului pusă de Dumnezeu. Ce seamănă omul aceea seceră. Și vedeți proverbul române, semen în gând, de aici pleacă. Culege o faptă. Semen o faptă, culege în obicei. Semeni în obicei? Doamne, de ce mi-ai dat mie destinul ăsta? Nu mi a pe Domnul, oameni buni. Nu Domnul ți-a dat destinul. A început din gândirea ta, vorbeam ieri, gândirea, ascultați-mă acum, atenți, de naștere la sentimente. Gândești negativ de so soție, de părinți, ai sentimente negative față de ei, nu? gânduri negative și sentimente negative dau naștere la un comportament negativ. Înțelegem? Disfuncțional. O să vedeți o diagramă pentru asta am pregătit-o, o să o las la vremea potrivită. Mergem mai departe. Da? Vedeți? Am vorbit și le-am pus. Acum am pus toamnă. Acolo aveți primăvara, sus, în negru și în albastru aveți toamnă. Aleg să iubesc soțul, soția, ce coleg? Iubire. Alex să fiu răbdător cu partenera mai greu, dar încerc, culeg? răbdare, Alex să fiu bun, bună cu ea, culeg? Bunătate. Alex să fac pe placul partenerului, sensul bun al cuvântului, dorințe satisfăcute. Ce interesant. Alex să -mi iert partenerul, mulțumesc frate că a citit textul ăla la, la scriptură. Nu m-am aici cu iertarea. Bine, că am spus-o ieri, mă repet și că e nevoie. Toți știm că trebuie să ne iertăm unii pe alții. Cum? Cum ne-a iertat? Dar pun întrebarea și răspundeți mă acum, vă rog. Cum ne ierta Hristos? Ca să știu cum se iert. A murit, A murit pentru noi, în adevăr? Tare! Mulțumesc! Nu-și mai aduce aminte. Adică, porfe, mica la 11 cu 7, dacă nu mă șel, ai aruncat toate păcatele, nu în marea uitării, cum zici, în adâncul mării și știi ce face lui Jimmy? Spunea, aruncat și cheia în mare. Păi cum să-ți mai aduce aminte? Aruncă în mare și cheia și asta. Ca să nu-ți mai aduce aminte. Asta înseamnă iertarea. Fantastic. Ok? Alex să-mi partenerul. Culeg cinste. Frumos. Mergem mai departe. Că nu... Spuneam ieri, facem 100 de alegeri pe zi, oameni buni. Au 100 de alegeri aproximativ pe zi. Alex, să am încredere? Nu o să fiu gelos. Încredere, coleg. Alex, să fiu înțelegător? Coleg, înțelegere. Alex să mă maturizez împreună cu partenerul. Opriște aici, ce coleg? De ce nu avem familii și biserici statornice? Rog și imploră, am spus ca și ieri, sunteți atâți soți bărbați aici. Am o mare, foarte mare rugăminte. Știți ce înseamnă preot de familie? Știți ce înseamnă capul de familie? El a decizii dar nu din alea rele, că dacă Hristos e capul tău, tu n-ai să de decizii bune. Ce am constatat în mica mea experiență în consiliile maritale și mă duc la sigur aici, cu durere în suflet vă spun, inclusiv cu acest frate iubit și am întrebat dacă s-a rugat cum să te rogi cu una care e încă felistean. nu nimic, roagă cu ea. roagă pentru ea. Câți din voi vă rugați zilnic pentru soție și împreună. Mulțumesc! Deja prin intuiție mi-am dat seama. Câți vă rugați cu familia împreună? Ascultați-mă bine! Aici e altarul de familie. Și spunea mie repede și acum, porunca lui Dumnezeu în Vechiul Testament era așa, cu privire la jertfe și la foc. Focul să ardă neîncetat, neîncetat necurmat pe altar. Asta e familia de când te căsătorești până pleci din lumea aceasta. Tu, soția, soția tu și copiii împreună. Vă rog mult, dacă doar atât învățăm de la această conferință, eu zic aleluia. Și surori să-mi spună, frate Nelu, slavă Domnului, cum a zis Alina astăzi, eu știu care altă de familie. Am învățat și acum am devenit un un preot de familie. Vă mai spun ceva? Să nu ne fie greu. Eram la alta conferință, la noi în zonă, și acolo eu am o expresie, să-mi fie cu iertare dacă tot am folosit-o bine, cu cuvântul ăla de bolovan, că aici toate persoanele se exclud, cazurile de față se exclud bine, Mulțumesc, mulțumesc frate dragă. Și spuneam așa că unii sunt, în ce sens? Nu vrea să se schimbe, eu așa sunt, e dur în cuvinte, în fapte. Și a spune mă, fraților, de ce unii bărbați, nu toți, sunt bolovan? La urmă de tot când a terminat conferința, un frate iubit, Doamne binecuvintează, era de seama copiilor mei, se roagă așa, Doamne, te rog să mă ierți, că am fost și sunt un bolovan în familie, o zic, amin, Doamne, iartă-l, iartă-l. După un an de zile ne întâlnim, asta a fost minune faină de la Domnul. Vine soția lui, când mă să fie bine Nelu, am ceva, spune o Soțul meu nu mai e bolovan, glorie Domnului! <laughs> Nu-i frumos, mame Bun. Deci nu există o chestie de asta. Așa sunt eu, dați la o parte cea mai mare minciună. Da? Așa sunt eu, nervos. Nu e adevărat. Și unele surori cred asta. Consilind pe mulți ce frate ne știți? Așa e soțul meu. Zic, vrei să mai repeți? Alți bărbați spune, știi frate, așa este soția mea. Zic, mă, asta e cea mai mare minciună. Adică acum, frate lui. Păi zic, măi, și eu sunt așa, dar mă pot schimba. În cursul anului m-am schimbat, Dumnezeu m-a schimbat, soția m-a schimbat, soțul, te schimbă, nu? Deci nu mai acceptați minciuna asta, bine? Doamne ajută-ne să ne schimbăm în fiecare zi. Avem familii statornice, trecem mai departe, aleg să-mi încurajez partenerul, coleg, încurajare. Ai, ce fain! Aleg să spun adevărul partenerului în orice circunstanță. Ce coleg? Adevăr! Îmi permite să iertați-mă? Unii părinți își învață copiii să mintă e biblic. Adică e model biblic. Spuneți-mi cine l-a învățat pe Iacov să mintă. Era, nu era pocăit asta. ha? ha extraordinar. extraordinar. Știți când s-a trezit Iacov? E foarte interesant, după do la cam la adolesc după adolescență el pleacă la Padan Aran. 20 de ani petrece acolo. Așa e că a încercat și cu tata socru, nu, nu prea a mers cu socru. Aveți grijă, unii cu socru, alții cu socru, că nu-ți prea merge așa. Da? Că vrei, nu vrei, primești la pachet și socru și soacra, înțelegeți? Și vă să aminte ce zice Iacov? Asta ta. Eu cred că ăsta încă nu era conștient, că încă nu l-a întâlnit Domnul să-i dea o mamă de bătaie care a meritat, că a dat-o Domnul. Și el când pleacă, se desparte, la ajunge, țineți minte, la ban, ajunge din urmă, ce mi-ai făcut? Și el spune, auzi, ce? îi zice lui socru, auzi, știi ce se întâmplă? De 10 ori tu mi-ai schimbat simbria. Aha. Tu ce ai făcut, Iacov, pe la pe fratele meu? Aha. Și acum e plata de câte ori? De 10 ori. Vezi grijă ce semeni? Și știți unde e Domnul? Schimbă. Știți unde? Când îți dă Domnul succes, mamă, mă a Dumnezeu, prin tine binecuvântează pe alții, te crezi puternic, macio. dar nu în fața lui Dumnezeu. V-am spus că da cu mine de pământ, aleluia, m-a făcut cioburi și din cioburi m-a ridicat, și aleluia. Și acolo când ajunge la Iaboc, dacă nu mă înșel, țineți minte, că luptă cu cine? Dar el a zis că asta nu-i Dumnezeu, aveți grijă, nu luți cu soția ta, nu luți cu soțul tău, în spate Dumnezeu sau celălalt, nu luptați aici. Și când s-a luptat, i-a tras una bună de tot, țineți minte, cam așa, pleacă băiatul sănătos de la mama, de-o fi trăit, Rebecca ce-o fi zis? Și vine acasă, iertați-mă, vine cam așa, ce păți mama? M-a bătut Dumnezeu. Ia, ia, zic bine sau nu? Și ascultați Biblia, toată viața a rămas în Nici evrei nu mai mănâncă, așa zice Biblia. Wow! Păi nu încercați să-L înșel pe Dumnezeu, că nu poți. Nu încerca să-L minți pe Dumnezeu, că nu poți. Mințindu soția, tu minți pe Dumnezeu și invers, de acord, oameni buni? Asta ne mutăm mai departe, iară, da, bun. Ne mutăm încă la ceva care am vrut să vă prezint astăzi. Aleg să vorbesc în dragoste cu partenerul, sigur că culeg vorbe dulci, asemenea mierii și întrebarea finală. Ce alegeți, faceți, azi încolo ca să investiți mai mult în relația voastră? Investiți! Soție, banca ta de investiție? Soțul este banca ta de investiție. Nu poți să culegi ce n-ai investit, nu? Mă duc la bancă să-mi scot banii, dar n-am băcat 10 lei, dar vreau să scot 1000 de lei. N-ai de unde! Cât ai investit? Și atunci când ți se întâmplă ce se întâmplă, spui, Doamne, iartă-mă, atât am investit asta, iau din bancă. Nu uitați, vă rog, soția, partenerii și copiii sunt cea mai formidabilă bancă de investiții. Și când ajungem în cer, asta e formidabil. Vei primi o răsplată după cum ai muncit aici. Ți-o dat acolo cât? 50, 5, ți-o dat 10, dar cu astea ce-ai făcut? O, e în in crește e la ca bancă, înțelegeți? Pui acolo, când ajunge acolo, îți dă dublu, intră, îți dă o dublu în cer. Doamne Dumnezeule, ce minunat ești! Investiți oameni buni, dar nu în ce nu trebuie, în ceea ce trebuie. Ne mutăm? Când îți spun să dai că aici am câteva chestii, mulțumesc. Mulțumesc. A, Diana, tu ești? Te văd bine? Nu, Diana, lipsește astăzi. Da, nu-i nimic, că da. îmi place că aveți și surori și fain. Băi, aveți așa o echipă faină, crede-mă. Fi binecuvântat, Alin. Și biserica ieri am văzut-o, dați-i voi acum și eu să vă laud, că meritați. M-am uitat ce fratele păstor a plecat, că avea ocupație. Doamne, biserica n-a adus lipsă. M-am uitat suror care erați la demolat. Ne pricep mai bine la demolat, înțelegeți? Ok? L-a pus ordine curățenie, Am plecat așa de bucuros de -a. Și am venit și mai bucuros azi, că mi-a fost doar de voi. Ok? Uitați-vă de ce a lui Dumnezeu căsnicia. Am extras din mai multe, dar am vrut să pun asta ca o idee principală. Pentru ca prin uniunea realizată prin intermediul familiei, cei doi, soțul, soția, să-și poată sluji unul altuia și alături prin viețile lor să slujească bisericii și altul. nu frumos. Asta a vrut Dumnezeu. Asta vrea mai departe. Astfel, realizarea că ce încununat creația a fost aceasta, Uniunea Sfântă a omului cu femeia lui. Și-am dat un text, pune ceva că am mai pus în continuare, observați, mai bine doi decât unul, dar am vrut neapărat să pun în roșu, ce anume, doi, dar o funie la mijloc, care este? Am, sunteți bun adică eu, Hristos și soția mea dragă, iau în ordine. Ok, de ce vă spun asta? Când mă uit la soția mea dragă, mă uit prin Hristos? Nu? Când ea se uită la mine, se uită prin Hristos și spune ce prețios ești, Nero. eu spun ce prețioasă ești, Ina. Ce prețios ești, Alin, ce prețioasă ești. Vedeți, când nu-L vezi prin Hristos, ce poți să vezi? Și Domnul aici garantează, nu se rupe ușor, n -are cum. Mai departe, odată ce a fost creată femeia, Dumnezeu a declarat, toate au fost nu bune, eu am rămas surprins, foarte bune. Familia este opera lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu și-a făcut-o foarte bine ca să funcționeze, asta e standardul. întrebarea mea pentru mine, pentru voi, ai o familie bună sau foarte bună? Am o familie bună sau foarte bună? Asta dorește Dumnezeu. Ne mutăm mai departe. Uitați-vă privilegii. Cea mai mare privilegii pe care Dumnezeu le-a conferit vieții omenești, calitatea de tată, mamă și copil. Și acum aici, uitați ce urmează. Ele, aceleași lucruri, pot de fapt defini cele mai mari blesteme dacă, Isus Hristos nu este capul acelei instituții unde noi suntem recunoscuți ca atare. O spune Oswald Chambers. Când există armonie în relație, am citit, între soț se infuzează ce? Stabilitate în relații. De ce nu sunt relațiile stabile? Pentru că nu infuzăm armonie. Să fim, ne punem de comun acord, Dumnezeu și noi. Observați mai departe. Aha. Aici tip să de -o, șapte, frate. Dacă nu zidește Domnul, o casă degeaba. Acum, vedeți, am pus în roșu o, o literă acolo. Căznice cu S. Mi-a venit așa, zic eu, fisa asta bună, înțelegeți? Sau căznice cu Z. Faceți diferența? Frate, de ani de zile, zic unii, ne căznim și nu și Păi de asta, vă căzniți voi dacă nu zidește Domnul, dacă nu face Domnul, acolo accepti. Nu? a fost așa o lumină soră de la Domnul, zic eu că nu a fost de mintea mea, știi? Și uitați-vă, este nevoie de două persoane diferite, Doamnelor, până muriți, soțul vostru este diferit. Până muriți, Domnilor, Soția voastră este diferită. Auziți, mai întreb pe ăștia care se căsătoresc, acum și la noi nu e grea întrebarea. Zic, cum ai vrea tu să fie soția ta? Și să-l vedeți pe el în gândirea lui de băiat. Cum au imaginat? Ca un băiat. Zic, bă, tu vrei să te însori cu un băiat? Mai cum? Vorbesc cu fetele, bine, auzi cum îl vezi ele la modul ideal. Înțelegeți, foarte inimoase, afectoase. Zic, dar tu vrei să mă cu o fată? Că nu există. El e bărbat, tu ești femeie. Dar vedeți, asta e secretul. Persoane diferite pentru a face o căsnicie cu S să fie un succes și doar de unul pentru a transforma într-un. E adevărat sau nu? Unul singur nu poate și de obicei o familie. Aici e ce a spus Dumnezeu de ce urăște. Nu poți de unul singur. Nu înțeleg, dar pe de-o parte înțeleg, e dușmanul. Când multe persoane, Doamne, Domn spune, frate Nelu, mai bine singur eu cu copii decât așa. De unde vine asta? De la celor rău. Asta e modelul lui Dumnezeu. Reușita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi omul potrivit. Acum, vedeți, aici e chestia. Trebuie să fii persoana potrivită. Știți ce mai spus copilor mei, celor șase, când s-a căsătorit? Vă fiți atenți un lucru. Până vă căsătoriți, voi vă dezvoltați caracterul. După ce voi vă căsătoriți, vi se descoperă caracterul. așa e? Că așa și voi și dumneavoastră. Păi, dragule, da, păi, tu nu erai așa, vezi de treabă. Că el era... Dar cum ai descoperit caracterul? Că el era... Înțelegem că nici ne descopere caracterul. Asta este realitatea. Dar trebuie să încercăm să lucrăm la aceasta. Mergem mai departe. O căsnicie reușită constă întotdeauna dintr-un triunghi. Bărbat, femeia și Dumnezeu, spune Cecil Maiers. Am vrut să vă dau această diagramă, dă-te rog slide-ul, ca să vedeți cam așa cum arată. Nu-i suficient numai soțul să aibă părtășie cu Dumnezeu. Bun, zice frate, nu e o soție a mea. Observați triunghiul? Relație-comunicare e responsabilitatea bărbatului. Relație-comunicare este responsabilitatea femeii. Și acum uitați-vă frumusețea, dacă soțul are relație cu soția, copiii deja vin unde? În acest cadru și vorbim de o familie funcțională bine cuvântată, nu ai la biserică, e bună, e necesară, tu o realizezi, tu și cu soțul tău, tu și cu soția ta faci acest cadru. Triunghiul familiei l-am numit eu. Vedeți? Mergem mai departe, cred că am înțeles. Acum intrăm în niște probleme foarte importante. Ieri v-am vorbit despre familia sănătoasă și cele 10 trebuințele le-am numit noi. O familie sănătoasă, fericită, nu vine de la sine, ci se realizează prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă m-aș fi oprit doar aici, nu era suficient. Am adăugat partea a doua. Dacă sunteți de acord, da? Toate biserica, așa am spus și ieri. Ne punem de acord? Sau noi nu mai facem eforturi? Care a făcut Domnul pentru noi, a murit pentru noi, s-a sacrificat pentru noi, mi-a dat soția el, mi-a dat soțul el, aleluia, glorie, <laughs> Asta e focus, focus, preparatus, nu se întâmplă nimic, garantat. Fă eforturi! Fă eforturi! Mai departe, o societate puternică, știți, este formată din biserici puternice, biserici puternice formează familii puternice. Ok. Haideți să ne mutăm undeva, cred că asta urmează. Exact. lasă o puțin aici. Sunt cel puțin, eu sunt 11, pardon, sunt vreo 19, 20. Ascultați-mă foarte bine. Nu sunt opțiuni. Dacă vreau, da, dacă nu, nu. Eu am pus doar 10. Am selectat doar 10 nevoi. Vă rog să le urmăriți, că la urmă am o întrebare. Prima, mulțumesc, dragostea, sacrificiu, v-am dat texte din Biblie. A doua, acceptare, a primi un răspuns pozitiv, a treia, siguranță, încredere, armonie în relații, texte biblice, sprijin, a purta împărțit sarcina împreună, spuneam ieri, ducem sarcinele împreună, nu numai unul, afecțiune, observați, nu numai femeia, ci și omul, bărbatul, comunicăm sentimente prin atingere, am vorbit de beneficiile îmbrățișării, puteți face copii la, la cel ce v-a dați la toată biserica, apreciere, comunicăm emoțional, scuzați, verbal, mulțumire, recunoștință, nu mai și puțin la mulțumire, mulți bărbați zic, mai, și nu îi întreb, mai, zic tu, mulțumești? Da, frate, dar recunoștință. Păi da, zic cum? Dăm exemplu. Le zice, frate, îi spun, mulțumesc pentru masă. Nu, asta e mulțumire, nu e recunoștință. Nu e apreciere. De adică acum, cum, frate? El crede că mulțumirea este aprecierea. Zic, mă, eu am înțeles că e ceva mai mult. Mulțumesc pentru masă, ești o bucătăreasă așa de bună. Așa e roarea bucurați vă Dacă e soțul lângă voi, dați cu cot așa în dragoste. Măi, pentru tine asta, fii mai atent cu mine. Da, da, e necesar chiar dacă, nu? Este? Și când e invers tot așa, da? Observați, apreciere, atenție, interes, sprijin, empatie, empatie, simțim din perspectiva acelor, mă pun în papucii lor, înțelegeți? Spuneam ieri, de ce două persoane diferite? Uitați-vă la mine și la voi, aveți aici piciorul stâng, piciorul drept, așa că pantofii sunt diferiți, că dacă pui piciorul în cel stâng nu merge, în cel, nu merge, asta e căsnicia. Nu se poate una fără cealaltă. Nu putem merge înainte, nu? Mulțumesc. Apoi ce avem? Mângâiere alături de el, prin cuvinte, prin sentimente, prin fapte. Și respect. Numai o întrebare. Numai soția trebuie să-și respecte soțul. Voi ce ziceți fraților? mulțumesc că foarte mulți bărbați asta Nu mă respectă nevasta. Păi te zic, stai mai puțin, dar tu o respecti pe ea. Frate, dar Biblia spune, femeia trebuie să se supună. Eu am o responsabilitate și mai mare. Eu trebuie să mă supun lui Hristos. Și în măsură în care mă supun lui Hristos, it's ok atunci, I'm fine. Și pentru mea. Dar dacă tu nu te supui lui Hristos, și mulți din imaginăm, în modul în care îl imaginăm, percepem că am așa trăim. Pentru cei care n-ați fost ieri, vă spun, și numai unul din toate lucrurile astea, așa, înțelegeți, spus în ghile un frate care era predicator, citea Biblia, el n-a înțeles bine ce însemnează femeia este trupul bărbatului, că zice acolo. Și ăsta agresiv, ăsta, înțelege, abuz, abuziv, o mai și bătea. Și frații aflat și l-au luat la comite, l -a luat la ture, cum zice la noi ardeal. Băi, frate, ce facem? au zis fraților, știți ceva? Vă rog să nu vă băgați în familia mea. Da, e fain asta. Zice, soția este trupul meu. Și apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire halal predicare, halal înțelegere. Vă imaginați, credeți-mă, sunt astfel de snove, nu știu cum să le mai numesc, vehiculează printre noi. Cum înțelegi, cum îl pricepi, cum îl percepi așa practici. Este? Aveți grijă că perceperea să fie conformă cuvântului. Respect. Una, două, trei, patru, cinci și încurajare. Acum am o întrebare pentru toți, vă rog. Inclusiv tine, copii. De care din acestea 10 nu aveți nevoie? Cum? Și noi, fraților, observați cât de importante și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru americani, și pentru români. Ei, astea sunt principii. Pot fi convingeri, și spuneți-mi o chestie, de la ce ne certăm noi? De la convingeri sau de la principii? Ha. Și în biserici, ziceți. Zi tare, frate. Exact. Hai mă, frate, renunță. Sau dacă nu, ce spune Pavel? Dacă sunteți de altă părere, nu vă certați. Domnul vă va lumina. Astea sunt principii. Aici e marea problemă în cuplu. Și acum vreau să rumoriți o diagramă foarte importantă. O fac cu toate cuplurile care trec prin trouble, prin necazuri și cu cei care se vor căsători. Există o diagramă aici pe care o vedeți. Ok? Uitați-vă, tot triunghi. Toate le aveți aici. Mulțumesc. Le vedeți? Soții, copii, noi suntem aici și citiți partea dreaptă, stânga așa apoi dreaptă. Da, dă-i înapoi, te Bun. Toate trebuințele, fie cele de la baza triunghiului și cele de la nivelul superioare, dacă nu vor fi satisfăcute, persoanele, e și pentru persoane, părinți, copii, aveți grijă, vor avea de suferit și vor lăsa, citiți voi, traume pe... Voi credeți asta? Da. Eu cred. Și aici lucrăm foarte mult. Sunt așa de profunde unele traume. Sunt așa de profunde, dar eu am pus un articol și la mine pe Facebook și am pus-o și pe site-ul Consiliere Creștină. Pot traumele, suferințele să ne conducă la Hristos? Voi ce ziceți? Da! Mulțumesc, mi-a dat seama. Da! Și tocmai de-aia vin, l-am dat exemplu pe Mefi Boșet. Nimeni n-a avut traumele lui Mefi Boșet. Este, da sau nu? Etichetat câine mort. A rămas invalid de la vârsta de 5 ani, știți foarte bine. A pierdut pământul de tot, tot, tot Extraordinar exemplu Hristos și biserica, Hristos și voi Și David, așa cum ascultați ce spune Asta mi-o propun eu uneori nu știu ce cer O îngăduiți în paranteză Două lucruri am cerut Și dați-mi voi să spun, știu ce cer Dar așa mai a venit mie prin rugăciune, dar nu era de la mine Doamne ajută-mă să mă port Cu frați, cu sorul, cu copiii mei, cu o bunătate Ca bunătatea ta O spus -o David Credeți că n-aș știu ce cer? dar Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Ziceți voi ce credeți că a urmat. Provocări, Provocări mi-a dat și mei, cu praf după mine și când Domnul mi -a, ziceam, zice, dar nu te-ai rugat tu? Doamne, mulțumesc că ai o ocazie să fiu bun. A doua rugăciune, vreau să vă spun că a fost răspunsul că sunt la protector, credeți-mă. M-am rugat, Doamne, nu mai fac eu programul. de unde să fie la mine programul un protector? Doamne, fă tu programul, nu știu ce cer. Așa de încărcat e, da, domne, fă și să iau și câte o pauză. Și așa de frumos, vedeți cum ne odihnim noi? Ea încearcă tot să zici, Doamne, eu mă supun. Mă supun, Doamne. Vreau să vin la o idee acum, pentru că spun, am spus lui Valentin, vă spun și dumneavoastră, fain, nu intru în probleme de doctrină, că dau un necas, da, cu vorbire, limbi cu de-astea, sunt probleme mai sensibile, dar vreau să vă rog ceva care e formidabil lucrând și în consiliere și nu numai neapărat, mi-am dat seama că în unele domenii, atenție la ce mă pronunț, sunt persoane care au venit din lume, n-au experimentat nașterea din nou. N-au primit Duhul Sfânt, dar sunt printre noi. Mă înțelegeți ce vreau să spun. În astfel, vii dintr-o familie în care, iertați-mă, dar trebuie să spun niște adevăruri studiate, vii dintr-o familie în care mai ales copiii care se nasc din adulte, din alte copii cu probleme, vă rog să credeți E greu de lucrat, e greu de lucrat. Copii avortați sau tendință de avort. Și acolo e nevoie și de eliberare de Duhul, dacă vreți să credeți. Nu vă jucați cu astea, că unii spun prea ușor. M-am rugat și eu Domnului, că am zis, Doamne, am nevoie. Și am stat înaintea Domnului. Am spus și la mine, la biserică. Știți ce mi-a răspuns Dumnezeu? A fost categoric răspunsul Duhului Sfânt. ascultați mă nu este treaba ta. Parcă m-am deranjat. Tu stai la dispoziția mea. Când eu găsesc de cuvință, fă în numele meu. Fraților, ascultați-mă, dați-mi răspuns, e bine? Nu forțez pe Dumnezeu. Nu spun Doamne, doresc. Dar dacă Domnul știe, Domnul îmi dă. E fain. Hai să învățăm asta. Că nu tu e comas, Domnului, Ok? Ok? Sunteți de acord? Da. Domn, Doamne, stai mă cu minte, mă. Că îți dă Domnul și pornește să vezi ce se pătește, că tu ai cerut-o. Mulțumesc. Hai să ne mutăm mai departe acum ce urmează. Da, mai am. bun, mă încadrez. Acum uitați-vă la această diagramă ce urmează. Împlinirea nevoilor, observați, sus nevoile intimității cele 10, a vedeți la mijloc potențialul și durerile nevoilor, potențial și durerile. Dacă ele se împlinesc și toți le aveți în voi, vreau să vă asigur de ceva. Toate cele 10 trebuințe, Dumnezeu ni le asigura. Sunteți de acord, nu? Acolo e în tine pus, potențialul e în tine, nu mai la astea seculari care vin, cum deschizi Facebook-ul, ai probleme, vino, eu te fac bine, stai că ăla, bolnav și el săracul dar te face bine, ele sunt puterea păcatului, dar te eliberează, că nu există așa ceva, mă rog, în ghinda lor poate, da? Am Ma mai am și altă soluție și regres să vă spun că nu e real, creștin care meargă, merg pe ceea ce spunea domnul Freud odată himnoza, ca să-ți scoată din subconștient în conștient să fie, să fie eliberat, este cea mai mare, prostie. iertați-mi expresia, am avut pe cineva la curs undeva în Suceava o doamnă, era de la catolici dar știți cum am eu expresia așa de mult în cele patru module, a luat-o evanghelia, flama evangheliei ca să s-o pocăit și când am ajuns la problema asta, a zis, frate, ne dați voi să vă spun, eu am avut parte odată de asta. În adevăr, a fost ceva ce, ce n-am trăit, era inconștient. Dar eu vă întreb acum, ca să lămurim problema asta, ce face Duhul Sfânt în tine ca să te elibereze? Ascuns emoțiile, sentimentele, mânia, le țin tine sau Duhul Sfânt vrea să ți-l aducă în și de acolo să te elibereze. Amin. Ce este conștientul scurt? E ceea ce știi. Acum, îngăduiți-mi ceva cu respect. Știți că voi nu sunteți normal niciunul. Uitați-vă la mine, nici eu. De ce oare? 10% funcționează toți la nivelul conștientului. Verificați ce vă spun. Dar unde se duc cele 90%? tot ce scapă conștientului se duce în subconștient. Ai două zone acolo, atenție, și copilul și adultul și bătrânul nenea Gheorghe la 90 de ani, acolo. Sunt două zone, știți care? Una se cheamă zona ascunsă. Acolo merg cele mai multe. Nu-i spun lui Dumnezeu, nu-i spune vestime, nu-i spun soțului. Mai spune că te chinuie subconștientul până mori. Dar o zonă, alta se cheamă zona oarbă. Toți o avem. Cum e Doamne asta? V-am spus ser de proiecție, vă aduceți aminte? Că zice Dumnezeu lui Adam și Eva în care vei lua? Vei? Murit. Cum a murit? Că i-au trăit. Ziceți voi. Ce a murit? Conștiința. așa e? așa e? Da. Și toți ne naștem așa. Și acum Domnul îmi spune cărtorea fariseilor. Cine știe cum? Farisei? Orbi. Oare ne-o spune și nouă? Grijă mare. De ce? Pentru că Iisus, fiți foarte atenți la ce mă pronunț biblic, voia să intre în subconștientul lor, nu? în inconștientul lor și le spune, băi, farisei ori, mă, măcar acum deschideți-vă ochii. Voi sunteți ca mormintele văruite, cum, așa cum ne mă... iertați, -mă, mai ne arătăm și noi. Ce frumoși ești pe din afară. Înțeleg? Dar în interior. Și Domnul spune, voi nu vedeți că interiorul vostru nu e bun. Nu vedeau că erau orbi. Scumpilor, ascultați-mă foarte bine, și copiii voștri și noi. Aici avem nevoie de relații. Înțelegeți? Și aici nu acceptăm relație. De ce? Când intri în zona mea ascunsă, când intri în zona mea oarbă, e ca și cum îmi bași degetul în ochi. Înțelegeți? Înțelegeți zic? Am auzit o chestie, ca să vedeți cum e și cu suicidul. Le folosesc uneori. Unde ștepe lumea asta în ghilemele, a vrut și el să vadă, acum mi-a picat asta, cum e când te spânzuri. I-a dat dracu soluții, că el are toate soluțiile. Și erau cu câțiva acolo în cameră. Mi-a povestit un frate, prieten. Și ce-a făcut băiatul deștept? Și-a pus o, o sfoară la uh, asta de la ușe, cum spune, clanță, a zis, așa că mai spune clanță și la asta, știi? <laughs> și a pus, și în momentul în care și-a pus sfoara, cum ascultați, frații se uitau, ăsta tot se trăgea înapoi, se trăgea înapoi, se trăgea înapoi. Și -a, frații au tăiat sfoara. Și băi, cum mi-a spune, dar ce ai vrut? Fiți atenți, se spune. Băi, fraților, în momentul în care mi-am pus foarte la gât, două lumini puternice veneau în ochii mei și ca să nu-mi bage degete în ochi, m-am tras înapoi. Ați înțeles ce vreau să spun? Cauzele suicidului. Dar noi trăim propriul nostru suicid uneori, asta e problema gravă. Eu am numit căsnicile care ajung -n, n -n, n -n, disfuncționale, e propriul suicid. Propriul suicid al familiilor. Frații mei dragi, rugați-vă pentru familii. Tot mai multe probleme apar în această zonă. Pentru că trăim în zona asta și vedeți aici am nevoie de soția mea dragă. Eu nu știu, v-am spus ieri că am probleme cu tonul vocii. Eu zic că sunt normal, dar sunt normal, mă vedeți și voi. Numai că la tonul vocii tot lucrez să-mi redu metru. Mai e greu că n dacă vorbesc, predic, așa e Alin. Mă bucur că mă găsesc frați ca mine. <laughs> Aleluia. Da? Și are dreptate. Și când soția ta spune ceva, nu respinge. Intră în zona? Oarbă, tu poate nu știi. Dragule, dacă ai dreptate, hai să ne rugăm. Nu? Chiar dacă e soția ta, când zice, au oh, frate, dar ce crezi Și vine nevastă mă, mie să-mi spună, dar ce bă, tu ești mafaldă, ce ești tu? Am nevoie, aveți grijă aici. Acum, vedeți, hai să ne uităm la asta. Uitați-vă, toate acele nevoi care le-ați văzut, vedeți, dar în partea de jos, dacă nu se împlinesc, exact ce vă spuneam ieri, nevoile neîmplinite, aduce ne prin, prin ne prin nepăsare, abuz, spuneam, face parte din divorțul emoțional, critică, nu mi împlinesc nevoile. Nevoile mele sunt neîmplinite. Ce urmează? Dă naștere la gânduri nesănătoase. A? Deci cauza la gânduri nesănătoase. Care este? Gândurile nesănătoase e simptomul. Nu? Înseamnă că n -am, nu mi-am plinit soțul, soția și atenție, iubiți părinți, împliniți trebuințele copiilor voștri. Tot acestea zece. Că dacă nu le împliniți, copiii voștri au gânduri nesănătoase. Și zici, bă, copiile, cum mai gânduri nesănătoase? Am soli. Ce am spus ieri, vă spun și azi, părinții sunt oglinda copiilor. Zic oare bine? Sorry, dar asta adevărul. Aveți grijă, ce trebuie și le vedeți acolo. Nu sunt bună, bă copiii nu ești bun de nimic, vă mă rog fierbinte în numele Domnului, nu vă etichetați copiii. Pe vremea mea nu era o treabă. Știți ce sunt etichetele? Știți care? Eu mi-aduc aminte când eram în școală, nu știu dacă se mai practică, eu, eu eram, știți pe asta, Pocăidu sau Mucăru, îmi spunea. Și mai spuneți mucăr, că voi sunteți mucări, că voi stăneți mucării de la lumânări, nu eu. Înțelegeți? Și cineva în clasă, eu nu am știut, mi-a pus în spate o etichetă și m-a dus în pauză, ca și voi. Păi se uitea la mine și râdeam. Și eu mă uitam că știți, pe care, și zic, bă, de -a ce râdește de mine? Se duce și zice, uite, ce-a pus o etichetă pe spate. Dar asta cum a realizat chestia asta? Ce înseamnă etichetarea copilului? În plus, puneți-vă întrebarea, cum spun tuturor, cine ți-a pus eticheta? Tata? Mama? Sau tu însuți? Asta am găsit cel mai frecvent. Ce -o pui tu? Nu sunt bun? Cine nu-i bun înaintea Domnului din voi toți? Vedeți că teoretici toți suntem. Nu mai spune, Doamne, nu sunt bun, ok? Știu că nu sunt vrednic. Atunci de ce te-am întâi, Domn? Să facă în tine ceva. Bun, ne mutăm. Vedeți gândurile negative ce nasc? Sentimente negative. Lipsire de valoare, mereu încordat. Vedeți, astea sunt simptomele. Și unde duce? La comportament nesănătos. Deci observați, nu comportamentul e problema adică o abordare, zicem noi, cognitiv, comportamentală, de gândire și comportament. Mergem în primul rând aici. Nevoile neîmplinite nasc acestea. Și finalul, rezultate negative. Familii? Disfuncționale. Partea de jos, minus. Am o rugăminte azi, cred că deja mă cunoașteți. Nu trăiți pe minus. Ok? Amin? Pe oameni, aveți și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu te lasă pe minus. Credeți? Duhul Sfânt a pus pe plus. În, în plus de asta, Hristos a fost pus pe cruce. Ce semn e asta? Ziceți. Înțelegeți de ce Pavel a spus și vorbeam cu Valentin pe drum. Fraților, nu mai spuneți asta. Doamne, vreau să-mi răstignesc firea veche. Nu încerca că nu poți tu cu tine însuți. Cum să răstignesc eu firea când ei nu-i place? Nu încerca să vă faceți mai bună, că nu se poate. Și ar fi să memorăm și să ne spunem mereu Galatei 2.20. Am fost răstignit, dar atenție, împreună, vă rog să spuneți când. Când? Când? Zi mai tare. La cruce când a murit Hristos. Crezi tu asta? Una. Adică trecutul meu a fost rezolvat, Hristos a fost răstignit pe cruce. Și acum mă inspir, puterea vine de acolo. Și Pavel continuă și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin simțuri, prin emoții. Fra, auziți mai o chestie care nu sunt de acord. Puteți să mă contrazic că nu mă supăr. Doamne, vrem să simțim prezența ta și dacă nu o simți. Tu trăiești pe simțuri, omule, femeie, dragă, trezește-te. Hristos a promis, sunt cu voi. Până când? Aleluia! Și în familie, da. și când te cerți, acolo e Hristos martor. Ai căzut, Hristos să te ajute. Și Pavel spune, Eu trăiesc prin credința în Hristos. Și Pavel o spune cu toată inima. Nu mai trăiesc eu, Hristos în mine. Ce frumos! Că ne mutăm la partea de sus. Ia uitați-vă voi. Nevoile sunt împlinite cu Hristos, gândire sănătoasă, sentimente pozitive, comportament sănătos și vorbim de o familie funcțională. Vă place? Ia să vedeți voi ce urmează acum. Nu da mai departe, știți de ce explodăm noi toți câteodată? Am găsit o imagine și am căutat să o fac, să o formez ca să vă pot arăta mai bine și arăt și studenților și vouă, astăzi sunteți studenții mei, îngăduiți-mi, ok? Știți, pe vreme erau ceainicurile acelea care se puneau pe aragaz. Da, punea apă și când credeați, când știam noi că a fiert apa? Zitare? fluieră, cu fluieră soții câteodată că sunt supraplini. <laughs> sau doamnele, sau copilul fluieră la tine, ei, hey, când fluieră ce vezi că dau un clocot, ai grijă. Hai să vedeți ceva mai departe. Ia uitați-vă. Te rog, da mai departe. Relațiile sunt so soție copii, dar lasă asta, că e introducere în ceea ce am să spun. Vedeți că merge și la copii. Nu putem să ne dezvoltăm, ascultați foarte bine, ca și creștini, decât în ce? În relații sănătoase cu tata și fiul prin Duhul Sfânt. Iar ca oameni nu ne putem dezvolta în afara relației cu semeni de Nu ieșiți din relații. Mă înțelegeți? E mai bine singur. Come on! Scuzați-mă, veniți acasă. Nu e bine. Înseamnă că trece peste porunca Domnului nu e bine o să fii singur. În cadrul rănițului noi ne dezvoltăm, avem relații, ne dezvoltăm și ce dacă ai niște șocuri de alea? Cum vă spun că mai capeți la joale câteodată, slavă Domnului, Domnul ne vrea binele nostru, asta îmi spune Nelule, mai bea puțină apă că te-ai încălzit, mulțumesc, mulțumesc. Observați ce continuă cu fondul acela, din această pricină, așa mult îmi place. A fost urândită instituția căsătoriei, să avem relații. Ok? A fost institută în primul rând din nevoia parteneriatului. Și să chiar bine ca zic să nu se confunde cu noua ideologie, știi? Este descrisă de la un capăt la celălalt a Scripturii ca fiind unirea celor doi într-un singur trup. Copiii sunt cel mai bine educați. Unde? Și stăpâniți pornindu-le puterea acestei uniuni. Frumos! Dar fiți una și în educație, bine? Știți cum arată familia divizată în educație? Simplu, în Biblie. Mie mi îmi place că e cel mai bun manual de consiliere de psihoterapie. Știți? Biblia. Da. Este? Da. Dacă o cunoști bine, dacă nu te duci în direcții greșite. Da. Uitați-vă cum o educă Rebecca pe Iacov. Uitați-vă cum educă domnul Isaac pe cine? Pe sau. Da. Și cine a adus uh, probleme, necazuri, ură, uh, știți voi, eu țin cu ăla cu fime mai mare, cu fime mai mică, e normal că la mare îi facea papalul tata și numai vână, asta era fain, și numai cu mâncare de vânat, nu orice, mă batul, frate, ce mănânce frate în orice nu-s pretențios la mâncare, dar la Iacov nu mergea, trebuia să aducă ceva vânat, că îi plăcea. Și atunci îți dau și bine cuvântarea. ce trist! Ce trist! Să dai o binecuvântare pe baza unor lucruri pământești, nu? E, adun bani, bărbate, și atunci o să fie bine. Știți câte cazuri sunt Auzi, dragă mea nevastă, așa, și atunci, jos cu el. Fără aceste lucruri. Bine? Pentru că e foarte grav. Mai departe trecem. Da, uitați-vă. Nu da, mai, nu dea repede, aici te rog foarte mult. Îl cunoașteți. Da? Acum vorbim de două lucruri, simptome. Ce vedem în afară, tot o să vedeți voi. Simptomele, bun, Focul știți ce sunt nevoile neamplinite? Timpul. Lasă frate că timpul, ziceți voi acum. Aha, e adevărat? No. Și atunci de ce lăsăm să treacă timpul? Lasă, nu-mi pot că-s mânios, supărat. Știți, eu am pus o întrebare la toate familiile, vă pun și voi astăzi, că mai am puțin timp. Vă puteți ruga împreună că sunteți mânioși? Am no. sorry, nu sunteți buni. No. Scuze, sora dragă, când te, du nu, când te duci la medie? Bine, sora dragă, întrebare, nu te supere. No. Sora mea, dragă în Domnul, când te duci la medic? Când ești bolnavă sau când ești bine? Nu, nu mă pot ruga cu cineva sau pentru cineva. De ce? Îmi rezolv problema mea cu Dumnezeu și apoi mă rog uh să -huh. trec. Uh -huh. Iartă-mă, soțul trăiește în viață? Nu. Fii binecuvântat, a plecat la Domnul. Dar dacă ai o problemă cu fratele, cu sora, ce-ar fi să... Că am vorbit de îmbrățișări. Să spui, sora dragă, vreau să te îmbrățișez în numele Domnului am. și am vrea să ne rugăm și să mă rog să spun Doamne Iisuse, iartă-mă te rog. Eu am făcut cu soția, da, că sunt mânios. Îi vedeți? Da. Da. Să mă duc da. Refac cu Domnul, să mă Cât, timp Cât timp trebuie? Cât timp trebuie? Exact. Ca și la cina Domnului, ni stau o săptămână, o lună, Doamne, nu iau parte la cine. pot dar ce cu tine? Adică până la urmă că ce trebuie? Fiți foarte atenți, tot înțelegerea Scripturii corecte, Psalmul 32. Vă rog în numele Domnului asta, că dacă le țineți în voi, explodați ca să vedeți ce urmează. David a făcut asta. Nu pot, nu pot, nu pot. Câte vreme am tăcut, spuneți voi acum. Adică era bol, cineva m-a întrebat, psihosomatice. Psihicuția, voința blocată, gândirea, și spune așa, fiți atenți, și spune, ți-a mărturisit păcatul târziu. Și tu ce ai făcut? Ai iertat? Vă întreb pe voi așa, vedeți ce clar e Scriptura? Dar dacă vă din prima zi, mai David, ce-i lungit -o așa de mult? De el spune ferice de cel cu păcatul a acoperit, faceți-o să fiți fericiți. Și acum el continua să De aceea, asta e soluția biblică, terapia Scripturii, orice om să se roage ție când? Care-i vremea potrivită dragilor? Mulțumesc! Acum! Doamne, eu acum am căzut, ridică-mă, și ca și cum spui, am căzut din copac, nu mă ridicați, lasă treacă timpul! stai acolo, stai acolo până ți faci bine. Sunteți de acord? Mie mi se pare de simplu. Uitați-vă ce urmează dacă nu le rezolvăm. Hai să vedem. Stres, vinovăție, condamnare, mânie, resentimente, amărăciune, oprește, nu mai departe. Bun, sunteți de acord cu ce mai să spun? Acestea de multe ori sunt în interiorul nostru. Nu vă profețesc, dar sunteți unei aici chiar așa. Dacă nu toate, o parte din ele. Poate mai ales în cadrul familiei. așa e? Mulțumesc. Fiți atenți, nu vă jucați cu astea. De unde, de unde vine frica? Sunt așa de anxios, anxietate. Păi te ești, că asta le țin tine. Nu le țineți, vă rog fierbinte, aș plânge pentru voi, nu le țineți în dumneavoastră. așa îmi spun unii din băieții mei, tata, nu pot acum, măi băie de foc, nu lăsa să treacă timp. Nici eu cu soția că se agravează, știu. Știu că e mai greu pentru doamnele care sunt pe emoții, pline de emoții, nu pot că mi-au deranjat, ni să-mi cere tare acum că emoțiile nu mă lasă, bla bla, nu știu ce. Dar vedeți acum, uitați-vă ce urmează. Dacă nu le rezolvăm, fierbe apa și acum vorba vă vo că pe celul ăla este la suprafață. Hai să vedem, dă de mai departe, dragule. Dă de mai departe, ia uitați-vă. Care sunt consecințele? my mai. Am pierdut emoțiile pozitive nu mai dragoste, bucurie, efect. De ce nu-i bucurie? Păi ai ceainicul ăla. Eu aveam o vorbă, n-a uitat cineva la o conferință. Zic, surorilor, când soțul vostru vedeți că e supărat, spune, ce ai nicu? <laughs> Înțelegeți? Ce ai nicu, Sora ce frate, n-am uitat, ai potrivit că pe soțul meu chiar nicu-l cheam. A, am și aici nicu. Așa <laughs> ce ai nicu? Și ce întotdeauna e fain aici, vedeți? Uitați-vă. Efectele fizice psiosomaticele sunt aici. așa e? Comportament de control. De ce îți place să controlezi soțul? De ce să controlezi soția? Copiii trebuie ajutați, nu controlați, să înțelegeți ce vreau să spun. Problema e cu mine. Comportamente, efecte fizice. Mă, fraților, eu vă spun înainte, domnul, uitați, știți acolo, nerăbdare, temperament rapid. Am fost acolo. Aleluia. Acum, datorită temperamentului meu, sunt eu așa cum vedeți voi. Înțelegeți? Puncte tari, puncte slabe. Dar uitați-vă, vă rog, în stânga, refulare. Dacă nu le rezolte, trebuie să refulezi undeva, în ce refulezi? Aia e problema gravă. Bine, asta e un seminar întreg, vă dau doar fragment. Alcool, droguri, sex, pornografie, mâncare, dormit TV. La mâncare știți foarte Bulimia Bunimia și care e partea cealaltă. Anorexia. E ca biscuitele pe dungă, Dar ce e prea grasă, prea grasă. De unde vin asta? De la mâncare, nu, no, nu, no, nu no. Uitați-vă de unde vin Nevoi neîmplinite Mergem mai departe Pierderea energiei, concentrației pe plan fizic și somn Perturbarea apetitului Și acum vedeți am pus în roșu Așa de mult îmi place Vă rog să mă credeți De a recomand tuturor o terapie biblică Cristocentrică, pe Hristos. Uitați-vă câte soluții Cel puțin primul știți, 4, 4, 9. Nu vă îngrijorați de lucrurile mari. Serios? Ce extraordinar, dar n-am un soț bun. Nu te mai îngrijora, sora că se face mai rău. Nu te îngrijora, da, nu te îngrijora. du înaintea Domnului. Du-l înaintea Domnului. Dar întâi spun nu, Doamne, ai milă, aici eu și voi greșim. Doamne, ai milă de soțul meu, mă rugam cu un cuplu. Doamne, ai milă din soțul meu, bineînțeles că el ar nu știi ce-a spus. Doamne, da, ai milă și de nevastă mea. Te-am întrebat, e normal, nu, dragilor? Dar așa ne place nou, nu? Vedeți, asta e cheia. În toate lucrurile, vă rog să fiți foarte atenți aici, toți suntem niște cerșetori și nu erau. Cu cereri și ce? mulțumiri. Ca final să spun Doamne, până la urmă îți mulțumesc pentru soțul meu, Tu mi l-ai dat. Bun, rău, eu l-am ales. Nu? Vedeți ce frumos, cu mulțumiri e mai greu cu mulțumire, dar trebuie să fie. Ne mutăm mai departe. Toate textele le aveți bun. Aici dă înapoi. Asta e ceva foarte, foarte fain ce urmează. Uitați-vă, oamenii sunt creați biologic pentru a avea? Biologic. Adică ce înseamnă? Mimesete sete. Dați-vă demonstrații practică. Mi-e sete, mi sete și stau cu paharul în mână, mi sete, voi mă vedeți și-s un nebun, mulțumesc, adică acum bănelu, mi-e sete, păi ai paharul în mână, ai sticla în mână, păi bea, e bună apa. de unde a luat-o? Așa facem noi cu domnul, ă, îmi face bine? Nu știu, și ce spui? Păi pe omule, îi stă capacul, simplu, Serios, chiar mi-era sete. Nevoie biologică. Să mă simt mai bine. Credeți? Dacă nu bei de-aia ne vin și ne spun n-am reușit să beau 2 litri de apă pe zi, voi ați și poate de eu nu. că e sănătos. Este aceeași problemă cu relațiile biologice. de -aia oamenii sufără biologici și copiii voștri. Ne mutăm. Uitați-vă ce continuă. Suntem astfel creați încât să avem relații unii cu alții. Cu Dumnezeu, în primul rând puneți pe verticală, cu soț, soție, părinți, copii și invers, cu oamenii din jurul nostru. Mai departe vreau să trecem repede pe astea toate care urmează. Atenție, cultivă cu copilul tău o relație, o legătură, cum? Sublinia apropiată și caracterizată de dragoste, subliniație, nu de altă natură, dragoste. Oh, M-am băgat în niște chestii, în niște studii de la FBI în America, foarte interesant. Dă puțin înapoi, te rog foarte mult, că acolo mi se pare că era ceva interesant. Da, normal aveam rimutul, dar rimutul meu e în spate acolo. Așa, trebuie să îi spui despre valori, da? adevăruri în care tu crezi, împărtășești cu copilul tău. Însă trebuie să, hai să vedem, Ați înțeles? Nu doar să-i spun. Cultivare împreună cu copilul O legătură apropiată. Tată, fiu, mamă, fiu, fică, nu contează. Apropiați copiii de voi. Ok, nu școala îi formează. Familia. Sunt N factori care formează copiii noștri. Doar Dumnezeu și voi. Bun, haideți să vedeți ce se întâmplă în continuare. Da? Dă De mai departe. Uitați-l. A vrut să vadă profilul răzbunător clasei. Știți cine? Ce care împușcă. Ați văzut că începe și în România. Prostile se prind. Am intrat și în Occident, numai în Europa și în astea. Se pușcă în școală. Cum arată, răzb... Cum arată profilul? Și atenție ce spun. Care este cauza generală? Uitați-o. Sunt aici. Doar două cauze avem. Citiți, vă rog, dumneavoastră, tatăl a fost distant sau neimplicat în educarea cu. Cine trebuie să educă copilul? Mama, era eram în Italia, înțelegeți? și ne un copil la binecuvântare și pun întrebarea, cine, frate dragă, cine, ce, mama? serios, cine, mama? Zic, și tu ce faci? Dar că aduc bani acasă, serios. Da? Copilul nu o să te întrebe câți bani ai pus la bancă, spune ce ai făcut tata, unde ai fost când eu am crescut. Nu, dragilor? Foarte important. Adică să fii în casă, să fii absent, e o tragedie. Mai departe, fiți atenți. Trebuie să spunem adevărul. Da. Dar adevărul fără relație, unde duce? Nu știu, frate, de ce mă resping copiii mei? Zic unei, da, frate, soră, zic, verifică. Și verific cu dumnealor împreună care e relația ta cu copilul tău. Cum se simte copilul tău? Am vorbit ieri de cele cinci măști, ce care ați fost, da? Aveți mare grijă. Copilul când se simte respins, merge spre dependență, depinde de mama, uitați să vă spun la nepoată mea, de care ne-am ocupat un an de zile și a fost scoasă datorită acele părerea ei că a fost părăsită, înțelegeți, așa, și depinde. să nu fie singură, să nu fie singură, după un an de zile, mi-aduc aminte, a fost ca, ca un aleluia mare, când zic, pui lui Bicu, poți să mă Bicu, du-te că nu mai mi frică, mi să plâng de bucurie, du-te că nu mi mai frică. De unde vin fricile astea la copii la noi? Uitați-vă, relație apropiată, dacă nu merge spre respingere, ok, mai departe, cei trei R, reguli fără relație duc la răzvrătire. Trebuie să spunem adevărul, 100%. Trebuie să avem regulile casei, ce ziceți? Ha. Eu le-am spus și la ca mie când sunt surat. Știți care? Faceți-vă reguli. Că dacă nu băieții voștri, ora asta. Când au venit gineri la mine, familie, le-am spus, v-am că am patru fete, am prin patru băieți, doi băieți, încă două fete. Și le a zis la zilea, tot fii atent regulă acasă, el poenar. Știi care? V o să zi spun. Zic așa, după ora 11 seara, nu-mi intrați în casă. Dacă veniți, vă întreb. Unde ați fost și ce ați făcut? Era regula asta? Eu stau la bloc, Știți foarte bine că sub scara blocului vin copii cu grămada sau... Și bă, când veniți, nu veniți așa și stați prin scara blocului, că el pleca la el acasă, fi mai vine acasă. Zic, veniți aici în casă dacă vreți, ok? Hai să vă spun că e foarte fain asta, doamne, iar mi-a luat din timp, dar e prea frumoasă să nu vă spun. Am un genere, soțul Alina, exact atât la fata de care v-am spus, el lucra în două schimburi. 1 doi, și la schimb doi, na, trebuie să se întâlnească cu fică mea, înțelegeți? Și tot venea, se întâlnea într-o zi, zic, Alinuța, tată, stai cu mama, că-i deschid eu, că suna la sunerie la ora 11 seara. Na, eu accept. Dar zic, stai cu minte că eu deschid ușa. <laughs> el aștepta să vină fiica mea, deschid ușa, el a rămas blocat. Zic, da, găbiță tată, care-i treaba? Zice, am venit la părtășie. Mă zic, cu mine sau cu fiica mea? <laughs> Normal că e cu fica mea, nu? Dar spuneți vă nu frumoasă chestia asta. Îți păzești copilul, previi și asta e foarte fain. Vedeți? Da? Trei R, nu uitați reguli, adevăruri, dar relație. Și acum fiți atenți ce urmează, iarăși foarte interesant. Adevărul și reguli plus ce? Relație? Un răspuns? Asta e regula în copilul noștri. Frate, ne cum să dea răspunsuri pozitive. Oameni, frații mei dragi, surori, părinți dragi, asta e soluția. Repet, dacă vreți manualul de parenting, vă fac eu un uh, favor. O să-l aveți, spuneți mi vă dau codul și îl, uh, downloadați de pe site. Bine? Uh, Considere creștină, cristocentrică. Uitați-vă, ne mutăm mai departe. Incredibil, eu am luat nu de la mine, Josh McDowell are această relație. Puteți crede. Copiii crescuți într-o familie cu un singur părinte, acesta fiind mama, sunt cu 30% mai predispuși să consume droguri, alcool. De unde e violența în școală? Uite de aici. Lipsa de relație. Următorul. Nu am putut crede. Adică, tata împreună, observați, părinții acasă, dar n-au relație apropiată cu copiii. 68%, puteți crede așa ceva? Bine la nivelul SUA, dar România nu arată poate mai bine. Mai predispusă să consume. care e soluția pentru contra drogurilor? Bă, punem poliția pe ei, ăștia Nu, asta e soluția. Lucrați cu părinții, educații, că e greu după ce îți crezi copii mari faceți în continuare întâlniri, Domnul să vă binecuvinteze. Mă întreba cine, Valentin, cam de câte ori, de câte ori puteți. Eu zic cel puțin la semestru. Este mare, mare nevoie, dragilor. Că lumea de afară, a văzut că se pregătesc, pregătesc manuale tot. Noi pocăiții, ce dăm? Vă mă, mă întreb și mă zic că tu, mei, dragi, m-a provocat. Câtă educație sexuală se face în biserici? Hai ziceți-mi. Dar de ce? Pentru că ți ia dracu, scuza, Ția ți ia satan, ți ia el și duce în lume și învață diabolici. Că noi nu ne facem timp, că noi rușinos, nu oameni buni. Sexul nu l-a dat el. Dumnezeu a pus aceasta în cadrul creștin. Dacă aveți nevoie, invitați mă vin cu bucurie. Ok, mai departe. Cunoașteți pe asta? <laughs> adică taxul, zice, tatăl minciunii, mulțumesc. Dar haideți să vedeți pe tatăl lui, este tatăl lui Michael Jackson. Uitați-vă tatăl Michael Jackson. Dar fiți, vă rog, atenți, ce spune tatăl Michael Jackson, băiatul? Că nu nici eu n-am știut până n-am găsit. Uitați-vă ce urmează. Eu nu sunt tatăl tău, un criminal. Eu sunt managerul tău nenorocitul, spune el. Să nu uiți niciodată acest lucru. Ai spus ca părinte vreodată asta? Crimă familie. Ne mutam mai departe, să vedeți ce spune el. Michael Jackson ulterior. Un tată a fost tot ce mi-am dorit. Un tată care să-mi arate că mă iubește. Dar tatăl meu nu a făcut niciodată acest lucru. El nu a spus niciodată, Michael, te iubesc. Mergeți acasă, vă rog. Mulțumesc, Aline. Să eu, să știu prin telefon. Da, te rog, Să accepte și miserică. Adolescență eram fan Michael Jackson și studia în viața lui. Și de ce vrea mător tari că surtează și spunea, este afară, bestie, ca un nas, borcanat și urât. De acolo o operacie. Mulțumesc! Completarea ta iubită este foarte bună. Cunosc părinți care așa, creștini, du care jocă pe depsit copii și au spus. O, doamne, iartă! Iartă-i, doamne că nu e bine asta. Ne mutăm mai departe, nu ne oprim mai să vedeți. E interesant. Uite un studiu făcut la școala, op, așa, acești medici, 30 de ani. Să vadă o cauză comună. Fiți acum vă luați. boli le găsim printre ele. Mergem la medic. Haideți să vedem care e cauza. 1. Bolile mentale. 2. Hipertensiune. 3. tumore maligne. 4. Bolile coronariene. Și 5. Suicid. Pff. Care credeți voi acum au fost cauzele, au fost cauzele generale. Doar două. Hai să le vedem. Lipsa unei relații de cu părinții. Cât de strânsă e relația voastră cu copiii voștri și a copiilor cu voi. Copiii poate vă resping, puneți-vă întrebarea, de ce ne resping copiii noștri? E o problemă, da? Și a doua care a fost? Neînțelegeți și conflicte. Vă implor și vă rog, niciodată nu lăsați conflictul cu copilul vostru să meargă peste noapte. Vă rog mult, bine? Rog mult. Vedeți că e aceeași problemă și cuplu și copii? Astea sunt lucruri foarte importante generale. Ne mutăm mai departe? Oh, Doamne, minunea că terminăm așa cu vreo 5 minute peste. Bun, dar de mai departe, v-am spus, v-am promis că vă dau umbrela familiei. Uitați-o, dă pe rând. Bun, să te oprești. Bun, ok? Deci avem Dumnezeu în locul cerești, dar sunteți de acord că avem și Domnul Puterii Văzducului, a Ducurilor Răutății și ce face? Aruncă săgeți? Acum ascultați-mă bine înainte să dai, frate. Ascultați-mă foarte bine. De ce trebuie eu să mă supun lui Hristos? De ce trebuie soția mea dragă să se supună mie? Dar eu să mă supun lui Hristos. De ce copiii noștri trebuie să se supună părinților? E cadrul acesta pus de cine? Ziceți voi. Dumnezeu și-a dat, așa am spus umbrela familiei. Acum, vedeți săgețile arzătoare a celor rău, de puțin mai departe, te rog, soția, uite ce frumos, asta e modelul biblic, ok? Și acum spuneți-mi, înainte de a da frate, unde se opresc săgețile arzătoare a celor rău când familia este biblică? Zi, soția ta! Wow! Hristos e puternic! nu eu, nu voi. Vă dau această imagine. Mai îngădui puțin, da? Un copil întreba la școală așa, mă, ce face tu dacă vine satana? Ascultați bine un copil. Păi zice eu, îl pe Iisus la și cum adică mă? Da! Ce dacă satana zice satana, gândire de copil bună. Se uite pe gaura chei. Când vede că mă duc eu, ha -ha, știe că te-a biruit. Dar ce când vede că merge Iisus, satana fuge. Lecție formidabilă. Da? Vedeți? Și acum uitați-vă ce care e concluzia aici. Așa arată o familie protejată de Dumnezeu sub adăpostul binecuvântat al lui, când Iisus Hristos e prioritar capul în familia creștină. Familia este protejată de săgețile arzătoare celui rău, sub acoperire datorită a tot puterii lui Dumnezeu. Fiți atenți la diagrama numărul 2. Când unul din ei, soția, iese de sub protecția soțului, prin nesupunere, copiii ies de sub protecția părinților prin nesupunere. De cealaltă diagrama, aceeași diagramă, bineînțeles, aceeași schemă. Și acum uitați-vă. Unde merg să vedeți la arzătoare? Nu știu, mai a venit așa, tot din partea Domnului, cum să facem să vedem mai bine. Observați? Observați? Înapoi sub protecție. Cum? Soția sub protecția bărbatului. Bărbatul sub protecția lui Hristos, e ok? Copiii sub protecția părinților a Domnului. Așa arată atunci, tu intri sub atacul celor rău. Deci nu-i soluția divorțului. Vrene, nevrând te separi, a intrat în, 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 în obiectivul celui rău, săgețile spre tine. Da? Și finalul. Vedeți, parțial sub adăpost. Copii rămân, sunt situații în care copiii rămân cu noi din părinți, protecția Domnului. El nu e creștin în atenție, rugați-vă cu copii să fie câștigat el sau ea. E puternică această unitate de rugăciune. Și finalul e cel mai frumos că veți spune amen, lui a terminat fratele meu în sfârșit. Așa, dă de mai departe. Și uitați-vă, concluzia finală. Care este? Am văzut. Putem păstra flacăra dragostei mereu arzând în relațiile noastre. Ok? În toate stadiile, bucurându-ne de familii sănătoase. De ce familie? Biblice. Arzând mereu, până la plecare la Domnul. Amin. Sau să vină Iisus și finalul este și mai frumos, că terminăm. Ați văzut? Asta e promisiunea și trăiți bazați pe ea încercări, apele mari, nu pot stinge dragostea în familia creștină. Mulțumesc și finalul e și mai frumos. God bless you. Okay. I love you in Christ. Fiți binecuvântați. Doamne. Mulțumesc. Fiți binecuvântați.